Născută în anul 1964 în localitatea suceveană Siret, Elisabeta Lipa a fost prezentă la Suceava la începutul acestei luni pentru a-și promova programul managerial. Elisabeta Lipa a fost însoțită atunci de fostele sale colege de echipaj Doina Ignat și Viorica Susanu. Suceveanca l-a învins la alegerile de sâmbătă pe Ioan Dospinescu, care a deținut funcția de președinte până în prezent. Elisabeta Lipa, care a ocupat funcția de vicepreședinte al Federației de Canotaj, a primit 30 de voturi, în timp ce Ioan Dospinescu a primit 18 voturi. La adunarea generală de la Izvorane au fost reprezentate 38 din cele 39 de cluburi afiliate la federație. Printre cei care au avut drept de vot s-a numărat și antrenorul de la echipa de canotaj CSM Suceava, CSS, Nicu Gane Fălticeni, Vasile Avrămia.